În această dimineață, un bărbat în vârstă de 65 de ani din satul Lunca, comuna Roseti, a fost descoperit decedat în fântâna din curte. În această dimineață, polițiștii din cadrul postului de poliție comunal CEA Roseti au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, un localnic în vârstă de 64 de ani, a fost găsit decedat în fântâna din curtea locuinței sale. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat că bărbatul locuia singur, iar moartea nu a survenit în condiții suspecte. Fratele său, care locuiește în apropiere, nu l-a găsit de dimineața acasă și a început să-l caute prin ogradă. După un timp a văzut căciula acestuia care plutea pe suprafața apei din fântâna aflată în curte. Pe ulița unde se află casa bărbatului mai locuiesc doar puțini oameni. Ei nu cred că acesta ar fi avut vreun motiv să se sinucidă ori să fi fost împins în puț de vreo persoană cu care să se fi certat. El stătea cam închis în casă singur acolo. Avea și el animale, avea și el... Acolo avea și el vreo câteva oițe și avea un tubușor micuț de fântână. Și cred că a alunecat și a ieșit în fântână, a ieșit țeavă de ea. Și eu cred că dacă a căzut în cap, și la cine era să se ridice și el? A căzut, mamă, zice, că n-a avut greutăți, n-are copii, n-are femeie, nu mai are tată, un frate pe ulița alta. Nu și-a pus cap singur. A căzut, a alunecat, că era un tubușor micuț, m-am uitat acolo și... Gheața, când s-a apucat, eu zic, și ea fune, a căzut în cap. Trupul omului a fost transportat la serviciul medico-legal de la Spitalul Județean pentru a fi autopsiat și fântânile din vecinătate au ghizdurile joase. Iarna, în jurul acestora, se formează un strat de gheață, iar cei care scot apă pot fi oricând în pericolul de a aluneca și de a cădea peste marginea tubului de beton. Probabil că și Petru Necula, bărbatul de 64 de ani din Lunca, a avut neșansa de a aluneca și de a-și pierde viața într-un mod stupid.